Bine v-am regăsit, dragi telespectatori, la un nou pașaport cultural aici, la Alba Carolina TV. Astăzi mi-am propus să discutăm puțin despre profesorul în societatea contemporană și nu orice tip de profesor, despre profesorul implicat total atât în activitatea școlară, cât și în cea extrașcolară, în ceea ce presupune activitățile de voluntariat și activitățile culturale. Cu alte cuvinte, profesorul implicat în ceea ce înseamnă viața cetății, viața comunității. Și nu întâmplător, am denumit emisiunea din această după-amiază Școală și Cultură. Pe drumul pe care am pornit, am plăcerea de a avea alături de mine pe doamna profesor Rodica Groza, profesor de istorie la Liceul Tehnologic din Sebeș, căruia îi spunem bun găsit. Bun găsit! Și la mulți ani. Vă doresc să aveți un an bun, un an în care emisiunile dumneavoastră să aibă succes și să invitați cât mai mulți profesori din toate domeniile care, sigur, fac ca școala românească să înflorească în societatea contemporană și copiii, bineînțeles, să beneficieze de o educație cât mai bună. Vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Ne bucurăm că sunteți alături de noi în platoul Alba Carolina TV. Și pentru început am dorit să aflăm câteva date privind biografia dumneavoastră. Sunteți profesor de istorie, cum am spus, la Liceul Tehnologic Sebeș, mai precis la Școala Gimnazială Silviu Cărpinișanu Sebeș, structura acestui Liceu Tehnologic Sebeș. Sunteți unul dintre cei mai activi profesori de istorie pe plan local și nu numai. Conduceți cu succes și un ONG implicat activ în ceea ce înseamnă viața culturală a Sebeșului și nu numai. Pentru început, vă rog să ne oferiți nouă și telespectatorilor noștri câteva informații despre dumneavoastră, despre formarea dumneavoastră intelectuală și câteva date despre activitatea dumneavoastră de dascăl în Sebeș. Așa cum am spus, sunt profesor de istorie la Școala Gimnazială Silviu Cărpinișanu Sebeș, structură a Liceului Tehnologic din anul 2011. Însă sunt absolvent al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie Filozofie, secția de istorie filozofie, pe care am absolvit-o în anul 1987 și, așa cum se proceda la vremea respectivă, am primit repartiție guvernamentală în orașul natal, la Sebeș. A fost o bucurie pentru timpul respectiv și a rămas o bucurie în continuare, pentru că am rămas fidelă acestei repartiții și acestei școli, deși sebeșană fiind, eu nu am terminat școala gimnazială la școala numărul 1, cum se numea la vremea respectivă. Însă, timpul a făcut să apreciez foarte mult această școală, colectivul de cadre didactice de acolo, care sigur că în timp s-a schimbat, s-a transformat, s-a reinventat, ca să spunem așa, pentru că vremurile au fost provocatoare și am rămas la această școală de 32 de ani. Sigur că școala clujană și-a pus amprenta asupra noastră, am fost un an cu rezultate foarte bune, am fost 20 de absolvenți, o grupă, un an și sigur că pregătirea a fost extrem de exigentă și noi am fost o generație care am avut profesori de un mare prestigiu academic, cărora le suntem recunoscători și care această exigență, așa cum o menționam anterior, a avut rezultate asupra pregătirii noastre. Deci am venit acasă, la Sebeș, cu un bagaj de cunoștințe teoretice și cu un exercițiu a unei munci de cercetare pe care l-am făcut încă de pe băncile facultății, pentru că chiar și la vremea respectivă am reușit să
noi studenți fiind să publicăm articole alături de profesorii noștri în publicații de prestigiu în anuarul Institutului de Istorie și în alte publicații. Și astfel, acest exercițiu ne-a folosit și mai târziu în activitatea de cercetare, care a completat activitatea la catedră. Sigur că timpul a trecut, s-a scurs, au urmat gradele didactice, au urmat schimbări în societatea românească pe care toți le cunoaștem după decembrie 1989 și sigur că apoi au urmat alte și alte provocări și am considerat întotdeauna că munca la catedră trebuie completată și cu activitate în comunitate și așa a apărut ONG-ul pe care îl conduc din anul 2003, din anul înființării sale. Este vorba de Asociația GISA Sebeș, Grupul pentru Inițiative, Studii și Analize Sociale, pe care l-am înființat împreună cu colegi de ai mei, majoritatea membrilor fiind din domeniul învățământului, dar și din alte domenii, și care activează și în ziua de astăzi și ne este de un real sprijin, pentru că prin acest ONG reușim să implementăm proiecte și să obținem finanțări atât de la instituții guvernamentale, cât și neguvernamentale. Și iată că cred că ajungem la ziua de astăzi, în care am adus împreună cu mine o parte din aceste preocupări, pe lângă cele de la catedră, care rămân totuși cele mai importante. Vom reveni asupra acestor aspecte în cea de-a doua parte a emisiunii noastre. Mergând mai departe cu activitatea dumneavoastră la catedră, aș vrea să vă întreb câteva amănunte legate de istoricul școlii în care predați. Activați într-una din cele mai vechi și mai prestigioase școli românești din Sebeș, o școală atestată încă din secolul al XVIII-lea. Acum Sebeșul, de-a lungul anilor, și-a format această imagine de oraș, de orășel al școlilor, cu o bogată istorie, pornind încă din secolul al XIV-lea de la atestarea acelei școli latine și continuând cu școala germană, care treptat s-a transformat în gimnaziu evanghelic, cu școala românească despre care vom vorbi, cu gimnaziu, cu liceul și cu școlile pe care le cunoaștem în zilele noastre. Ne puteți oferi pe scurt un mic istoric al acestei școli românești a Sebeșului și, dacă vă mai amintiți, vă rugăm să ne pomeniți câteva nume de dascăli care și-au legat destinele de această școală. Școala Silviu Cărpinișanu, așa cum a spus, este cea mai veche școală românească din Sebeș. Este o școală a comunității românești care a apărut ca o nevoie a comunității în condițiile în care Sebeșul a fost și este un oraș multietnic. Și prima atestare documentară este la sfârșitul secolului al XVIII-lea, mai precis în anul 1779, când apare în documente școala ortodoxă primară sau, așa cum a mai fost numită, școala de lângă biserică sau școala de la Biserica Mare. Ea apare ca și școală confesională. De fapt, așa se întâmplă în secolul al XVIII-lea, spre sfârșitul lui, în toată Transilvania, când naționalitățile au dreptul să înființeze școli și biserica este cea care se implică în apariția școlilor primare. De aceea, nici Sebeșul, din acest punct de vedere, nu face excepție. Și ați pomenit de prima școală latină, care a apărut pe lângă Biserica Romano-Catolică, apoi învățământul german, școala germană, care apare pe lângă Biserica Evanghelică, iată că și românii găsesc această modalitate de apariție a școlilor pe lângă Biserica Ortodoxă. Sigur că la început, ca orice început de drum, nu a fost ușor. Biserica, sprijinind școala,
copiii românilor din vechele, cele două vechi sate române, Josenii și Susenii, din afara zidurilor cetății, sigur că frecventează această școală pentru că vedeau în școală și în educație un mijloc de emancipare. Apoi, pe măsură ce a trecut timpul și solicitările au fost din ce în ce mai mari, trebuia să se construiască un edificiu școlar care să facă față cerințelor, pe de o parte, dar și importanței căruia comunitatea românească i-a atribuit-o școlii. Și astfel, în 1875, se construiește edificiul nou, școlar, clădirea nouă, care în parte există și astăzi, fiind apoi completată peste un secol cu o extindere, însă arhiva, documentele păstrează forma inițială a construcției școlii românești. Sigur că până la sfârșitul primului război mondial și Marea Unire, școala funcționează ca școală primară, urmând ca apoi să se înființeze învățământul secundar la Sebeș. De numele acestei școli se leagă activitatea profesorului și apoi a directorului Silviu Cărpinișanu, a cărui nume școala o poartă în ziua de astăzi. Sigur că a fost și elev, și profesor, și director al școlii românești și în perioada interbelică a avut o activitate extrem de importantă și din punct de vedere al salvării școlii de la desființare. Într-adevăr, profesorul Silviu Cărpinișanu a fost o personalitate providențială pentru școala românească din Sebeș, o personalitate care a avut un destin nu tocmai fericit spre sfârșitul vieții, pentru că după o activitate bogată a fost implicat atât în activitatea școlară cât și în activitatea ecleziastică, culturală. Pentru că la un moment dat a slujit ca și preot al Bisericii Învierea Domnului din apropierea școlii, a fost implicat în activitatea culturală, a fost președinte, mai apoi vicepreședinte al despărțământului Astra Sebeș, a fost implicat în viața politică, a fost un membru marcant în comunitate, a deținut în mai multe rânduri poziția de consilier local, iar după instaurarea regimului comunist a avut o soartă nu tocmai fericită. V-aș ruga să ne detaliați puțin această perioadă tulbure din viața lui Silviu Cărpinișanu, pentru că știu că arestarea lui, ridicarea din mijlocul familiei a intervenit chiar într-un moment care trebuia să fie un moment fericit pentru familie și autoritățile au reușit să-l transforme într-un chin. Da, am avut privilegiu să cunosc familia și în special pe fiul domnului profesor și director Silviu Cărpinișanu, pe domnul doctor Radu Cărpinișanu, cu care am avut o colaborare foarte bună în ce privește acordarea pașii pe care trebuia să-i facem pentru obținerea autorizației pentru acordarea numelui școlii. Și totodată dânsul ne-a și pus la dispoziție din arhiva personală la vremea respectivă o serie de documente care arăta buna pregătire a tatălui domniei sale, faptul că de acolo știm că a fost student atât la teologie cât și la litere, că a studiat la Budapesta și apoi la Cluj, pentru că după ce începe facultatea la Budapesta, se termină războiul, intervine destrămarea monarhiei austro-ungare și se întoarce acasă. De altfel, a fost și unul dintre participanții la Marea Unire. Așa cum a spus, a fost extrem de implicat în viața culturală, dar și în viața școlii, pentru că în anii crizei economice școala a avut un moment de cumpănă, așa cum spuneam, învățământul secundar a fost pe punctul de a fi
desființat, în sensul că nu mai putea să obțină buget pentru funcționarea lui de la ministerul care funcționa atunci. Și sigur că prin implicarea domniei sale și a primarului orașului de atunci, ei reușesc să obțină în continuare funcționarea școlii și acordarea de fonduri bugetare pentru acest lucru. Sigur că la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, lucrurile se schimbă, se instaurează regimul comunist și foarte mulți profesori, foarte mulți intelectuali au avut de suferit din acest motiv, datorită activității în care s-au implicat, activității culturale sau activității politice, până la instaurarea regimului comunist. Acest lucru și-a pus amprenta asupra familiei Cărpinișanu, pentru că, așa cum ați spus și dumneavoastră, Silviu Cărpinișanu este arestat exact în ziua cununiei civile a fiului domniei sale, a domnului doctor Radu Cărpinișanu, lucru pe care l-am aflat direct de la dânsul. Și sigur că toată bucuria cu care așteptau acest eveniment absolut normală, de altfel din viața unui tânăr, a fost total umbrită de arestarea tatălui său și mai mult decât atât, mult timp nu au știut nimic de el, pentru că așa se proceda, era o tactică care o foloseau autoritățile de atunci și din păcate el își petrece mai bine de 2 ani în temniță, în condiții destul de grele, fapt care îi afectează oarecum și sănătatea, dar și, să zicem, spiritul pe care l-a avut întotdeauna ca luptător și ca om de cultură, om care s-a zbătut pentru comunitate, om care era extrem de activ. Da, mulțumim. Vă propun să ajungem în zilele noastre, să facem așa un hop peste decenii. Ați ajuns în școală, în ultimii ani ai regimului comunist și ați prins și perioada imediat următoare, perioada de tranziție. Și aș vrea să vă întreb, pentru că sunteți unul dintre profesorii care au adus ceea ce înseamnă modernizarea școlii. Care a fost traseul școlii în primii ani post-decembriști și care au fost primele dumneavoastră realizări în ceea ce a însemnat modernizarea școlii, aducerea primelor voluntari străini, aducerea unor noi metode de predare și de învățare în școală în perioada aceasta? Da, am ajuns în toamna anului 1987 în școală, așa cum spuneam, în urma repartiției guvernamentale. Era un profesor tânăr într-un colectiv destul de numeros, pentru că școala la vremea respectivă avea 4-5 clase pe nivel. În total depășea numărul elevilor, total depășea 700. Funcționam pe două schimburi în aceleași spații care sunt și în ziua de astăzi. Sigur că am început prima zi de școală cu practica agricolă. Eram normal nedumerită, însă așa au fost vremurile. Sigur că practica agricolă am făcut și ca studenți și ca elevi la rândul nostru, însă totuși mă așteptam ca prima zi de școală să însemne altceva. Am început cu practica agricolă, s-a terminat practica agricolă după 3 săptămâni sau o lună de zile.
timp în care cu elevii mei, pentru că deja am fost și profesor diriginte, am încercat să mă acomodez, să îi cunosc și apoi, sigur că munca la catedră, fiind profesor de istorie, oarecum era afectată de regimul pe care îl trăiam la momentul respectiv. Revoluția din 89, sigur că a adus mari speranțe pentru noi, că eram foarte tineri și consideram că putem să avem un nou început și, sigur, școala are acum alte perspective. Și în parte așa a fost. Sigur că pe măsura trecerii timpului ne-am dat seama că deschiderea spre un învățământ modern, spre un învățământ alternativ, este singura soluție pe care o avem și școala a progresat foarte mult datorită faptului că mulți dintre cei care am făcut parte din corpul profesoral de acolo am știut să ne adaptăm, am știut să ne reinventăm, am știut să fim flexibili. Și vorbeați de voluntari, vorbeați de corpul păcii, vorbeați de metode moderne, dar școala a fost printre primele din județ care a avut deschidere și profesorii, în primul rând profesorii de limbi străine și în special profesorul de engleză, pentru a colabora la catedră și a lucra în parteneriat cu un astfel de voluntar care erau asigurați prin corpul păcii. Și da, într-adevăr, la noi la școală au fost, deși eram considerați o școală mai mică, am avut 4 profesori voluntari din Statele Unite ale Americii și consider că colaborarea cu ei a fost și aceasta a contribuit la deschiderea noastră spre flexibilitate, deschiderea noastră spre schimbare, spre alte metode, spre importanța activităților alternative, spre importanța activităților extrașcolare care să completeze activitatea didactică. Apoi au apărut posibilitatea parteneriatelor cu școli din Europa, cu școli din străinătate, a schimburilor de profesori, de elevi. Și vreau să spun că primul schimb a fost chiar la sfârșitul anului 1990. Deci chiar foarte devreme, înainte de a avea acești voluntari de la Corpul Păcii. Primul schimb de experiență făcându-l cu școli din Franța și unde am avut posibilitatea, un grup de 24 de profesori din școala noastră, să vedem tot sistemul de învățământ din zona Haute-Savoie, a unei localități mai micuțe, dar din preajma orașului Annecy. Și sigur că văzând sistemul lor de învățământ, sistemul lor de educație de la grădiniță până la universitate, am venit cu un bagaj foarte și cu plin, cu să zicem cu un coș plin de mere coapte pe care am încercat să le împărțim atât elevilor cât și restul colegilor noștri. Și bineînțeles că venirea lor a însemnat și îmbogățirea fondului de carte cu cărți în limba franceză, a însemnat și dotarea școlii, a însemnat și apariția primului calculator în școală la care ne uitam noi foarte mirați și am încercat să învățăm să lucrăm pe el și așa mai departe. Deci a fost primul pas, 90, decembrie 90, ianuarie 91. Apoi, urmând treptat parteneriate cu alte școli care s-au materializat în proiecte finanțate de Uniunea Europeană, fiind în perioada de preaderare a României la Uniunea Europeană. Și sigur că acest lucru a contat foarte mult. Schimbul de experiență, participarea noastră, vizitarea școlilor din Anglia, din Italia, din Germania, și așa mai departe, am văzut foarte multe lucruri noi, am văzut felul în care erau organizate orele, felul în care erau organizate clasele, pe module, pe cabinete, pe
arii curriculare, ca să transpun în ceea ce avem noi astăzi, și sigur că acest lucru a ajutat foarte mult și am încercat să adaptăm ceea ce am văzut acolo la cerințele și la realitatea noastră și apoi să începem să scriem proiecte pentru obținerea de finanțări și să schimbăm treptat fața școlii. Pe de altă parte, nu pot să nu recunosc și faptul că treptat și autoritățile locale din Sebeș au început să se implice în a da o altă față, cel puțin din punct de vedere material, la școlile din Sebeș. Am o curiozitate. Ați călătorit mult în acești primii ani ai perioadei de tranziție. Ați fost în Marea Britanie, ați fost în Franța și în alte părți ale lumii. Ați adus noi metode de predare în școală, cum ați spus, ați adus cărți și ați îmbogățit fondul bibliotecii școlare. A existat oarecare reticență din partea vechii generații de profesori vis-a-vis de ceea ce făceați dumneavoastră în primii ani post-decembriști, vis-a-vis de tentativa de modernizare a școlii și de adaptare la cerințele societății contemporane? Aș putea spune că dorința mea de schimbare era atât de mare încât poate nu întotdeauna a coincis cu înțelegerea acestei schimbări din partea colegilor care poate că erau cu o experiență notabilă, ca să spun așa, față de mine și care poate că le-a fost mai greu să se adapteze la noi metode pedagogice, la faptul că învățarea se poate face și prin muzică și prin dans, învățarea unei limbi străine, că istoria poate fi învățată și altfel decât doar scriind anumite noțiuni pe care le predă profesorul la clasă, că apariția evaluării prin proiecte, prin portofolii, era cu totul altceva față de ceea ce era obișnuit un profesor să facă de-a lungul timpului până în anii 90. Și atunci, sigur că au fost poate și reticențe, dar nimeni nu ne-a interzis categoric să nu mergem pe calea pe care noi am ales-o și pe care și care a și dat roade. Pentru o bună bucată de timp ați condus destinele acestei școli în calitate de director. Ați fost unul dintre directorii care a implicat nu doar corpul profesoral în activitatea de modernizare a școlii, ci și elevii. Alături de elevii dumneavoastră ați organizat sărbări pentru prima dată în istoria școlii, sărbările școlii, alături de elevi și de profesori ați pus pe picioare o revistă școlară care amintea de vechile anuare școlare editate în perioada interbelică. Ați dezvoltat o serie de parteneriate, așa cum ați spus, atât naționale cât și internaționale. Ați adus primii voluntari Peace Corps în școală. Ați obținut pentru școala românească de la Sebeș titlul de școală europeană, care la vremea respectivă a fost primul titlu obținut de o școală, primul titlu de acest gen obținut de o școală din județul nostru. Ați creat primul centru de documentare și informare, ați creat prima ludotecă în școală și multe, multe alte realizări care au avut loc pe parcursul mandatelor dumneavoastră. Cât de greu sau cât de ușor a fost să vă impuneți aceste proiecte în școală, cât și în cadrul celorlalte foruri care conduc destinele școlilor din România? Pentru că, sigur, ai nevoie, ca director, ai o anumită autonomie, dar pentru un proiect de genul Centrului de Documentare și Informare, ai nevoie ai nevoie de aprobări de la Inspectoratul Școlar, poate chiar mai departe, de la Ministerul Educației și așa mai departe. Cât de greu a fost să obțineți aprobare pentru implementarea acestor proiecte? Acum, privind în urmă, zic că toate au fost destul de ușor de realizat pentru că am avut voință și putere de convingere.
Sigur că referindu-vă la Centrul de Informare și Documentare, el face parte dintr-un proiect mare. A fost un proiect de parteneriat, practic, între interguvernamental între România și Franța, în SEBE, și într-adevăr este primul și singurul centru de documentare și informare și este de fapt ultimul val al centrelor de documentare și informare realizate în anul 2008, când încă mai eram director al școlii. Proiectul a fost înaintat spre Inspectoratul Școlar și sigur că din proiectele depuse de școlile din județ și noi am fost eligibili, pentru că probabil sau cu siguranță am convins prin activitatea noastră, prin faptul că devenisem deja școală europeană, prin rezultatele școlare pe care le-am avut, că acest centru de documentare și informare este binevenit într-o astfel de școală. Iar pe de altă parte, pe lângă grantul pe care l-am primit la vremea respectivă prin Ministerul Educației și prin Inspectoratul Școlar, acestuia i s-a adăugat și un buget pe care l-am obținut de la primăria municipiului Sebeș, prin care am pregătit spațiul unde există și astăzi centrul de documentare și informare, care sigur că a fost o noutate pentru orașul nostru și este, pentru că este un spațiu deschis atât elevilor, dar și părinților, dar și comunității, și este un loc în care informarea este acea clasică, deci include fosta bibliotecă școlară un pic altfel structurată și un spațiu online de documentare, și este locul de fapt cel mai viu din școală, pentru că acolo se desfășoară foarte multe proiecte, foarte multe activități extrașcolare, dar și activități educative, și pentru că este un spațiu generos și este un loc unde avem dotarea materială necesară să realizăm acest lucru. Mai mult decât atât, o parte din ore se pot desfășura acolo, pentru că avem de asemenea totul la îndemână. Practic nu s-a mai justificat un cabinet de istorie în condițiile în care acest centru de documentare și informare ne asigură enciclopedii, ne asigură dicționare, ne asigură atlase, ne asigură toată logistica media, toată logistica online de care avem nevoie pentru a ne desfășura o oră de istorie așa cum se cere în ziua de astăzi și care practic a făcut pasul spre ceea ce trăim astăzi, adică școala online. Deci noi am fost oarecum pregătiți. Pregătiți, da, pentru ceea ce trăim în zilele noastre. Am să vă cer îngăduința să luăm o mică pauză de câteva minute, după care vom reveni în studioul nostru și vom continua discuția noastră. România este pregătită să asigure un mediu favorabil, un mediu sigur pentru fiecare persoană care dorește să se vaccineze împotriva COVID-19. Am organizat activitățile logistice necesare pentru recepția, pentru stocarea și distribuirea vaccinurilor la nivelul centrelor de vaccinare, prin acțiuni sincrone și compatibile cu cele derulate la nivelul țărilor membre ale Uniunii Europene. Și eu mă vaccinez. Tu protejezi viața celor dragi și a tuturor celor din jur doar dacă respecti regulile. Poartă masca și fă-o corect. Păstrează distanța fizică și evita aglomerațiile. Spală-te și dezinfectează-te des pe mâini. Încurajează-i și pe cei pe care îi întâlnești să-ți respecte dreptul la viață. Virusul ucide. Fii precaut. Salvează vieți înainte de a fi prea târziu. Campanie de informare susținută de Guvernul României. Anul acesta a însemnat o viață cu restricții, a însemnat suferință, a însemnat vieți pierdute. Putem schimba acest lucru. Depinde de noi cum va fi viitorul nostru. Depinde de noi ce vom alege să facem. Sunt mamă,
Sunt medic și mă voi vaccina, pentru că vaccinarea înseamnă responsabilitate și eu mă vaccinez. Iată, ne reîntorci în studioul nostru și continuăm povestea alături de invitata mea specială, doamna profesor Rodica Groza de la Sebeș. În prima parte am discutat despre activitatea dumneavoastră profesională, atât ca dascăl de istorie, cât și ca director al primei școli românești din Sebeș. În cea de-a doua parte a emisiunii noastre, mi-aș dori să povestim puțin despre implicarea dumneavoastră în viața culturală a Sebeșului. Cum am spus, conduceți cu succes un ONG, Asociația GISAS Sebeș, din anul 2003, asociație care a desfășurat o serie de, și desfășoară o serie de proiecte importante pentru municipiul Sebeș. Pentru început, v-aș ruga să ne oferiți câteva detalii despre această asociație, despre obiectul de activitate al acesteia și despre principalele activități derulate din anul 2003 până în prezent. Așa cum am spus, în anul 2003 am înființat, în luna octombrie a luat ființă Asociația GISAS. Prefer să îi spun acronimul, că este mult mai scurt. Am fost și suntem un grup de profesori în marea majoritate a noastră, care activăm în cadrul asociației și care are ca obiective activitățile educative, activități culturale, activități de voluntariat, pe care le-am desfășurat de-a lungul timpului. Iar aceste activități sunt oglindite și în proiectele pe care le-am implementat în fiecare an, având finanțare de la Ministerul Tineretului, prin Direcția Județeană de Tineret și Sport Alba, de la Primăria și Consiliul Local, Primăria Municipiului Sebeș și Consiliul Local, prin programul anual de finanțări nerambursabile. Am mai avut proiecte finanțate de Departamentul de Relații Interetnice, de Fundația pentru Parteneriat Miercurea Ciuc. Am avut proiecte cu finanțare europeană și în care noi am fost beneficiari sau am participat în calitate de parteneri la astfel de proiecte cu finanțare națională sau internațională, finanțare europeană. Sigur că am încercat să aduc asociația aproape de școală și nu numai de școala Silviu Cărpinișanu sau de liceul tehnologic din ziua de astăzi, cât și aproape de celelalte instituții școlare cu care am desfășurat activități culturale sau educative sau de voluntariat în parteneriat. Și avem parteneriate cu școlile din Sebeș de cel puțin 10 ani încoace, aproape în fiecare an. Unul dintre cele mai vizibile proiecte derulate de Asociația GISAS, de asociația pe care o conduceți, este acela al editării revistei Sebeșul Povestit. O revistă adresată întregii comunități, o revistă care ajunge, iată, la o vârstă destul de înaintat, o editați, dacă nu mă înșel, de 7 ani la Sebeș, o revistă semestrială. V-aș ruga să ne oferiți nouă și telespectatorilor câteva informații despre această revistă, despre profilul revistei, despre colaboratorii revistei și despre instituțiile sub egida cărora apare această publicație. Da, revista a apărut din decembrie 2013 și a fost un produs final a unui proiect, a unei colaborări pe care asociația, cu sprijinul primăriei și a Consiliului Local, a avut-o cu Universitatea Babeș-Bolyai, cu Facultatea de Istorie și Filozofie și cu Institutul de Istorie Orală din Cluj.
Practic, proiectul la vremea respectivă a constat în formarea unui număr de 40 de cadre didactice din Sebeș în domeniul istoriei locale, a istoriei orale. Și mergând mai departe un pic, de fapt, cu un an înainte, eu am participat la un curs post-universitar de istorie locală organizat de Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și de Facultatea de Istorie și Filozofie și Institutul de Istorie Orală și am considerat că informațiile pe care le-am primit acolo, ceea ce am învățat acolo, n-ar trebui să rămână undeva doar la mine și să mergem mai departe. Și am avut această inițiativă de a organiza la Sebeș o astfel de activitate de dimensiune mai mică, dar care să inițieze profesorii și învățători, pentru că am avut chiar și colegi învățători care au dorit să participe în acest domeniu al istoriei locale și al istoriei orale. Și astfel s-a născut această revistă pe care am numit-o Sebeșul Povestit. Putem să arătăm la cameră câteva exemplare? Pentru că ea se regăsește în paginile ei se regăsesc povești de viață a unor personalități, povești de viață a unor instituții, povești de viață a unor oameni simpli care au fascinat prin ceea ce au reușit ei să realizeze de-a lungul vieții lor sau au excelat într-un domeniu sau, știu eu, au o poveste mai interesantă. Sigur că am colaborat și la această revistă, la Sebeșul Povestit, cu profesori de la Facultatea de Istorie din Cluj. Avem ca referent pe domnul conferențiar universitar Ionuț Costea, cu care am avut o colaborare foarte bună și încă păstrăm această legătură. Care este originar tot din Sebeș. Și care este din Sebeș, este sebeșan de-al nostru, sigur că da. Iar în ce privește colectivul de redacție, avem profesori din Sebeș, studenți, avem ca și colaboratori chiar elevi, ceea ce mă bucură foarte mult că am reușit să aduc în atenția elevilor aceste subiecte de istorie locală. În primul rând, le-am adus în scopul înțelegerii mult mai bine a istoriei mari, a istoriei naționale și am considerat că această istorie măruntă, această istorie locală este un mod, este o cale prin care să se facă înțeleasă mai bine istoria noastră națională sau istoria internațională. Și le-am demonstrat prin această revistă, prin articolele ei, elevilor mei, fie că sunt de gimnaziu sau de liceu, că Sebeșul n-a lipsit de la niciun eveniment național sau internațional mare. Și că, de fapt, atunci când ei au căutat în sertarul cu amintiri al familiei, în sertarul cu povești al familiei, au găsit bunicii, străbunicii sau străstrăbunicilor, ca în cazul elevilor de clasa 5-a, participanți la primul război mondial. Noi suntem încă în perioada în care mai sărbătorim centenarul primului război mondial și a Marii Uniri, pentru că așa cum s-a spus de nenumărate ori și de reprezentanți ai Consiliului Județean, acesta se încheie doar cu serbarea celor 100 de ani de la încoronarea de la Alba Iulia, regelui Ferdinand și a reginei Maria. Și atunci noi în continuare căutăm povești de viață, povești ale celor care au trăit acele vremuri și care stau
undeva pitite, așa cum am spus, în sertarul de amintiri al familiei și poate că multe din pozele pe care, din întâmplare, copiii le descoperă, nu știu de multe ori ce reprezintă acestea. Și au învățat la istorie că orice poză are în spate o poveste și astfel am reușit printr-un concurs pe care l-am organizat pentru prima dată anul trecut și continuăm să, acum 2 ani și vrem să îl continuăm, se numește Căutătorii de Comori, prin care copiii au și elevii mai mari au adus poveștile de viață găsite pe acasă și mai mult decât atât le-am trezit acest interes de a căuta, de a-și întreba părinții, de a-și întreba bunicii sau chiar străbunicii la unii cărora le mai trăiesc despre evenimentele petrecute cu ani în urmă în Sebeș sau în zonele limitrofe. Asta este Sebeșul povestit. Povești de viață. Sunt foarte importante aceste povești de viață să nu rămână netransmise mai departe și noi le așteptăm în continuare și le publicăm. Deci alături de dascăli, alături de studenți, alături de elevii noștri, îi așteptăm și pe concetățenii noștri să ne aducă în continuare poveștile spre a fi publicate. Într-adevăr, avem în față un veritabil instrument de lucru prin intermediul căruia putem să ne descoperim sau să ne redescoperim trecutul nostru ca indiviz și ca membri ai unei comunități. Nu de puține ori, în paginile acestei reviste se regăsesc publicate materiale despre anumite personaje și personalități ale Sebeșului și nu de puține ori am avut surpriza ca o parte din cunoscuții noștri să-și regăsească în paginile acestei reviste rudele, bunicii, străbunicii, participanți la evenimente semnificative din istoria noastră națională. Bună oară, am avut o serie de personaje și personalități implicate în realizarea actului de la 1 decembrie 1918, a căror poveste se regăsește în această revistă și care a fost descoperită în anii din urmă de urmașii acestora. Pentru cei care până acum nu au avut cunoștință despre această revistă și nu știu cum se poate ajunge la aceasta, v-aș ruga să ne spuneți cum se poate intra în posesia unui exemplar, cum se poate începe o colaborare cu această publicație pentru cei care doresc să-și valorifice materialele în paginile ei. Deci până în anul trecut, când toată societatea a fost un pic dată peste cap, revista a fost finanțată de Primăria și Municipiul și Consiliul Local al Municipiului Sebeș prin Centrul Cultural Lucian Blaga, ultimele două numere fiind tipărite cu sprijinul mediului de afaceri din Sebeș, a două companii private. Și în anul acesta vom vedea cum vom continua obținerea de finanțări, fie de la buget, fie din finanțări private. În ce privește a doua întrebare, cum se poate colabora, foarte simplu, pe mine mă găsește oricine dorește să colaboreze la revista Sebeșul povestit la școala gimnazială Silviu Cărpinișanu la Centrul de Documentare și Informare. Iar în ce privește obținerea revistei, noi până în anul 2020 am avut la fiecare număr un tiraj de 300 de exemplare. Am reușit o parte din primele numere să retipărim, pentru că cerința a fost foarte mare, iar din finanțările private reușim să tipărim 200 de exemplare. De asemenea, tot prin contact direct se pot obține aceste reviste până la epuizarea lor. Apoi încercăm să
obținem alte finanțări alternative ca să putem să revenim la numerele vechi. Tot la școală, cred că sunteți... Toate drumurile duc la Roma. Toate drumurile duc la școală. La școală, cred că sunteți genul de profesor care în momentul în care este întrebat ce face când nu este la școală, dumneavoastră răspundeți tot cu o întrebare. Când nu sunt la școală? Da. Iată încă o dovadă că sunteți un profesor, un dascăl dedicat întru totul profesiei. Pentru că ne apropiem de finalul emisiunii noastre, aș vrea să discutăm despre un alt proiect important al Asociației GISAS, un proiect derulat pe parcursul anului 2020, a cărui finalitate a fost publicarea monografiei școlii în care activați, monografiei primei școli românești. Și aș vrea să vă întreb cum s-a născut ideea publicării acestui volum. Și în timpul discuției noastre aș ruga pe colegii din regie, pentru că am pregătit câteva fotografii, să ruleze acele imagini. După 30 de ani de activitate în această școală, am considerat că este o datorie a mea ca și profesor de istorie să aduc în prim planul comunității locale din Sebeș importanța acestei instituții de învățământ. Mulți o cunosc ca și școala numărul 1. Nu întâmplător se numește școala numărul 1. Este, așa cum am spus la început, cea mai veche școală românească din oraș și este școala de unde s-a dezvoltat toate tipurile de învățământ preuniversitar existent în Sebeș. Și de aceea am considerat că, plecând de la ceea ce au lăsat moștenire înaintașii noștri, și anume fostul învățător și director Gheorghe Albu, care a scris prima monografie a școlii cu mijloacele specifice timpului respectiv, pentru că a apărut în perioada interbelică în 1928, să retipărim, să republicăm această monografie în integralitatea ei. Și anuarele care aveau rol de reviste, de activitate, ca o dare de seamă, ca să zic, anuală, foarte dezvoltată asupra întregii activități pe care o a avut-o școala după devenirea ei ca și școală medie și apoi gimnaziu mix de stat din Sebeș, ca și învățământ secundar. Iar acest lucru se încadrează și într-o acțiune pe care Consiliul Județean Alba a gândit-o ca și sub egida unui titlu numit școli de 100 de ani sau ceva de genul acesta. Și atunci am gândit că școala noastră, istoria acestei școli, care are peste 240 de ani de fapt vechime, dar învățământul secundar având 100 de ani, împlinind 100 de ani, se pliază o astfel de activitate, o astfel de inițiativă și sigur că școala și merită acest lucru. Și atunci sigur că făcând un capitol de introducere, de istoria învățământului sebeșan, un capitol care conține vechea monografie și anuarele, un capitol în care s-a descris învățământul secundar și evoluția lui, începând cu anul 1919, de la formarea și apariția acestui tip de învățământ la Sebeș, în limba română, și încheiând cu un capitol inedit în care cred că puține monografii îl au, un capitol care să dea viață practic acestei monografii, este vorba de poveste de școlar. Deci am gândit așa această monografie ca o poveste care a început la un moment dat, care a definit comunitatea românească cu obiectivele ei de atunci și care
continuă și după încheierea acestei monografii. De ce? Pentru că școala este o instituție vie. Cu actualii elevi, povestea se scrie mai departe. Iar prin ceea ce derulați, prin pozele care de fapt sunt o parte din pozele CD-ului care însoțește această monografie, sunt poze culese în mare parte dintre ele de la foștii elevi ai școlii. Împreună cu colaboratorii care au participat la realizarea acestei monografii, pentru că este un produs final a unei munci de echipă format din cadre didactice și foști elevi ai școlii, am încercat să dăm viață acestui capitol 4, poveste de școlar, prin interviuri, prin mărturii, prin poze, care apoi fac obiectivul acestui CD-ul, care în parțial este văzut și de către telespectatorii dumneavoastră. Și am văzut, derulându-se de la primele poze, care reprezintă școala, așa cum a apărut ea în 1875, cu primele promoții, da, cu intrarea din stradă, ceea ce astăzi nu mai există, cu primele promoții din perioada interbelică a învățământului secundar, a școlii civile de băieți, respectiv a școlii civile de fete. Vreau să spun că pe frontispiciul școlii scria cu litere mari Gimnaziu Mixt de Stat, Sebeș, ceea ce am și încercat la un moment dat, după renovarea școlii, să scriem nu Gimnaziu Mixt de Stat, cum era în perioada interbelică, am scris numele școlii Silviu Cărpinișanu, astăzi nu se mai vede. Și apoi, bineînțeles, cu absolvenți ai școlii noastre pe perioada anilor, începând cu anii 50, 60, 70 până în prezent, și chiar revederi ale elevilor de clasă, absolvenților de clasa 8-a care s-au făcut la școală. Într-adevăr, această monografie este un instrument de lucru la îndemâna profesorilor și elevilor și publicarea lui consider că a fost o performanță în anul 2020, ținând cont de faptul că a fost un an dificil în care arhivele, cele care ar fi putut să vă ofere materialul documentar, în mare parte au fost închise publicului, închise cercetătorilor. Marele dumneavoastră noroc bănuiesc că a fost disponibilitatea directorilor școlii de a vă pune la îndemână arhiva școlii, catalogele școlare, matricolele școlare și așa mai departe. Știu că în paralel cu munca de elaborare a acestei monografii a apărut pe Facebook un grup intitulat sugestiv Școala numărul 1, în care s-au regăsit foști și actuali elevi ai școlii, foști și actuali profesori ai școlii, care au contribuit într-o bună măsură la realizarea acelui CD care însoțește această monografie. Într-o bună măsură, acești elevi au și contribuit la elaborarea monografiei, îndeosebi la cel de-al patrulea capitol. Vreau să vă întreb cum a fost primită această monografie de membrii comunității școlare, de membrii comunității locale a Sebeșului. Cred că nu o să ne ajungă. Nu o să ne ajungă. Nu o să ne ajungă numărul de exemplare, pentru că zilnic sunt sunată și toată lumea dorește și încă n-am reușit să ajung cu ea la instituții. Pentru că trebuie să spun aici că și deși a fost greutatea anului 2020 de cercetare și de acces la informația din instituția Arhivelor Statului și Arhiva Școlară, vreau să mulțumesc Primăriei și Consiliului Local Sebeș pentru finanțare.
care a fost realizată prin programul anual de finanțări nerambursabile. De asemenea, să mulțumesc conducerii școlii pentru că ne-a permis să studiem arhiva existentă la școală din anul 1945 și este o arhivă generoasă în care am descoperit foarte multe lucruri, de la felul în care erau notați elevii la sistemul de notare, la materiile studiate, la profesori, pentru că monografia conține și lista învățătorilor și profesorilor și eu sper din tot sufletul să nu fi uitat pe nimeni, la listele de absolvenți. De asemenea, cred că i-am cuprins pe toți, pentru că vă dați seama, din 1945 luate fiecare catalog, luat de cel puțin două ori și verificat absolvenții. Și sigur că elevii, foștii elevi au primit foarte bine această idee și la ora actuală sunt peste 600 de membri a acestui grup și încă în continuare încep să apară noi membri și încep să posteze. Deci a avut succes această idee pentru că încep să își caute pe acasă pozele, încep să-și aducă aminte de școală, unii au răspuns la interviuri, alții doar și-au postat sau ne-au trimis anumite gânduri și păreri despre ceea ce a însemnat școala pentru formația lor actuală. Alții sunt deja bunici ai elevilor pe care îi am astăzi în școală, deci povestea merge mai departe. Și bănuiesc că este redundant să vă întreb unde poate fi găsită monografia, la Centrul de Documentare și Informare la școală, în perioada care urmează, în măsura în care este posibil, încerc să ajung la toate instituțiile de învățământ din Sebeș să donez această monografie. Și așa cum am făcut de altfel și cu revista Sebeșul povestit ele regăsindu-se în toate bibliotecile școlare din Sebeș și în biblioteca municipală și sigur vor primi foștii profesori, actualii profesori și sigur că pe măsură ce vom putea și elevilor și foștilor elevi. Din păcate, timpul s-a scurs foarte repede și am ajuns la finalul emisiunii noastre. Vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră și că ați fost în această după-amiază alături de noi și vă dorim succes în activitățile viitoare. Iar dumneavoastră, telespectatorilor noștri dragi, vă spunem la revedere și vă dorim un sfârșit de săptămână cât mai minunat. La revedere, toate cele bune! La revedere.